M-am întâlnit de prea multe ori cu situația în care mi se spunea: lasă, domnule, că merge și așa. Sau, dacă nu mi s-a întâmplat în 25 de ani, crezi-mă tale că o să îmi ia foc casa mâine? Mi-a părut rău să fiu pus în fața unor asemenea situații. Din ce motiv? Este mult mai simplu, este mult mai ieftin, este mult mai ușor să înveți din experiența altora decât din propria experiență. Și haideți să vă dau un exemplu la îndemâna oricăruia dintre noi. Tot ceea ce utilizăm noi în case, aparatură electrocasnică, aparatură electronică, centrală termică, dacă este să ne referim la tristul eveniment produs zilele trecute în municipiu. În momentul în care este vândut, este întotdeauna vândut cu niște instrucțiuni de utilizare și cu niște instrucțiuni de punere în funcțiune și de exploatare în siguranță a respectivului aparat. Acele instrucțiuni, practic, sunt prevenire, fiindcă ele au fost gândite, au izvorât din experiențe anterioare, tragice de foarte multe ori, ale altora. Ce aș face eu? Sau ce fac eu în momentul în care utilizez un aparat care este gândit să fie nepericulos, dar respectând o condiție esențială: să respect și eu, ca utilizator, instrucțiunile lui de utilizare. Ce aș face eu? Prima dată, mă uit și citesc totuși, chiar dacă 99% din cetățeni nu o fac, citesc instrucțiunile de utilizare să văd ce nu am voie să fac cu el. În al doilea rând, dacă producătorul respectivului aparat îmi spune că punerea în funcțiune și verificările trebuie să fie făcute doar de către personal care este autorizat în sensul ăsta, trebuie să respectăm. Prin personal autorizat, că nu trebuie să le cerem noi, știu eu, să ne prezinte autorizația sau să ne prezinte o legitimație, dar personalul autorizat să facă o anumită lucrare întotdeauna va da un proces verbal de verificare și o chitanță. Prin aceste procese verbale și aceste chitanțe, personalul autorizat își asumă responsabilitatea pentru ceea ce a făcut la respectivul aparat sau respectiva instalație sau ceea ce nu a făcut. În altă ordine de idei, dacă producătorul sau furnizorul de utilități impune să facem o verificare la instalație, din nou, cu personal autorizat, la un interval de un an, doi, trei, cinci, acele verificări ar trebui să fie făcute. În al treilea rând, toate echipamentele și toate instalațiile care pot prezenta un anumit grad de pericol în utilizare defectuoasă și nu normală au niște sisteme de siguranță. La noi în bucătării, nu numai că prevede legislația specifică, ar trebui să existe niște detectoare de gaz, dar extrem de important. Detectorul de gaz
doar prezența fizică a detectorului de gaz în bucătărie nu asigură nimic. Dacă detectorul de gaz este scos din funcțiune, ca să nu deranjeze în momentul în care pe plită avem o mâncare cu mai mult oțet, acel detector devine egal cu zero. Nu ne ferește de absolut nimic. Este pur și simplu un element de decor. Prin urmare, a prevedea înseamnă, prima dată, a citi niște instrucțiuni, în al doilea rând, a urma niște reguli și, în al treilea rând, a avea totuși grijă de ceea ce utilizezi, astfel încât să nu-ți pui viața în pericol și nici să o pui pe asemenilor, acelor din jur.